Aș vrea doar să poziționez puțin zona în care activăm, cu referire în principal la turismul balnear. Dacă discutăm de capacitatea de cazare, 20% din numărul de paturi se află în stațiunile balneare. Dezvoltările anuale se sesizează undeva la 250 de milioane de euro, ceea ce reprezintă cam 20% din cât generează tot turismul din România. Pentru anul 2018, din statistica noastră, avem o creștere cam de 15% față de 2017, în care cam 7% se datorează influenței voucherelor. Și spun asta pentru faptul că, până la urmă, voucherele, chiar dacă au produs o infuzie în circulația turistică din România, sectorul a crescut pe bani reali. În urmă cu 20 de ani, era o marotă pusă pe turismul balnear, în sensul în care era cerasa turismului românesc. În urmă cu 15 ani, după ce privatizările în stațiuni s-au terminat, lucrurile au început să crească, poate nu într-un ritm accentuat, însă cu o durabilitate care își produce efecte acum. Am puține emoții, că e un eveniment așa mai comun, dar depășesc. Ce vreau să remarc? Investițiile din statistica noastră în turismul balnear se cifrează cam la nivel de 450 de milioane de euro și apreciem că ar mai fi necesar cam peste 1 miliard de euro, de așa natură încât să poziționăm acest turism într-o zonă accesibilă atât turiștilor români, cât și turiștilor din afara României. Pentru că ne aflăm la o reuniune la care prezentă și media, aș vrea să dau un răspuns oarecum unei organizații, nu o să redimesc care este ea, care făcea niște aprecieri săptămâna trecută referitoare la utilizarea voucherilor de vacanță. Vorbea la un moment dat de o segmentare a pieței și de o sezonalitate, în sensul în care voucherele de vacanță să fie folosite doar în anumite perioade și în anumite zone geografice. Din punctul nostru de vedere, noi suntem un turism de 365 de zile din 365 într-un an. Pe de o parte, pe de altă parte, avem acoperire națională. Probabil că opiniile privind voucherele de vacanță vor trebui acordate de toți operatorii din domeniu, reprezentate diferite organisme. Avem în momentul de față o problematică oarecum nefastă în ceea ce privește anumite inițiative legislative. Aș vrea să mă refer, pentru că sunt parte din colegii din Turismul Balnear aici, la o anumită inițiativă pornită dintr-o zonă organizațională sindicală referitoare la administrarea resurselor hidrominerale ale țării. N-aș vrea să mă extind foarte mult și doar că se vrea o întoarcere în anii 50, în sensul în care se dorește o rechiziționare pe caz de utilitate publică a resurselor. Se dorește o rechiziționare pe caz de utilitate publică a resurselor minerale. Așa, ca să vă introduc puțin în materie, în momentul de față, zăcămintele hidrominerale din stațiunile balneare fac obiectul unor contracte de concesiune care sunt făcute pe legislația existentă în urmă cu 20 de ani și care se bazează pe prevederile constituționale. Ceea ce își dorește această structură sindicală, practic, este o naționalizare și o rechiziționare atât a resurselor statului, cât și a investițiilor făcute până în momentul de față de operatorii privați. Ce e foarte important și poate că se va da de gândit pe demersul legislativ în continuare, faptul că 98% din capitalul din stațiunile balneare este capital românesc. Ori o politică legislativă care să nu țină seama de protecția capitalului autohton nu poate fi decât nefastă. Ne dorim ca această reuniune să fie amplificată în demersurile noastre ulterioare și prima manifestare pe care am proiectat-o mai de anvergură este și într-un alt format este Bursa și Forumul de Turism Balnear, care anul acesta va avea loc la Băile Herculane.
De ce am ajuns să vorbesc aici la dumneavoastră? Că clar că nu-i pe bani. Deci, pentru că sunt printre puțini speaker motivaționali care își plătesc chiria singuri. Și asta e un lucru foarte bun. Așa. Deci, de ce mă ocup eu în viața reală? Asta e o chestiune care... Eu mă consider ajutor de crescător de afaceri. Ajutor de crescător de afaceri, asta înseamnă că există niște afaceri ale unor terți și eu ajut să și le crească și dacă este foarte bine, ne e bine la toți. Cum funcționează treaba asta? Funcționează așa. Am făcut o școală de business precopsită la un moment dat, INSEAD. Aveam o firmă pe care am făcut-o ca să pot să câștig destui bani, să mă duc la școala aia, că era scumpă. Era vreo 250 de metri pătrați de real estate în București, cât m-a costat pe mine școala aia. Așa, după care am muncit într-o multinațională să-i extind în Europa Centrală și de Est pe Amgen. După care m-am întors în scumpa noastră patrie, plină de oameni harnici și ospitalieri. Și m-am angajat ca să conduc afacerile unui antreprenor în ideea de a vinde afacerea aia unor investitori și a crea un mare tank de bani. Ok? Povestea a funcționat, asta se chema Centrul Medical Unire, am intrat director executiv acolo, asta vreo 6 ani, am crescut compania de vreo 10 ori împreună cu doctorul Ianaiati. Am vândut-o de 2 ori la niște fonduri de investiții, după ce am vândut-o a 2-a oară la niște fonduri de investiții, ce s-a întâmplat? Nu m-am înțeles cu ea de la fond. Așa. Nu m-am înțeles cu ea de la fond, întrucât în structura asta ierarhică ei erau proprietari și eu eram angajat. Ce s-a întâmplat? A trebuit să degajez spațiu, așa, dar există o chestiune interesantă în structurile astea de tip investment, în care cumva când am negociat eu cu doctorul Enaiat, eu venind din Elveția, despre salariul meu, părerile noastre erau diferite despre cât ar trebui să fie salariul. Și anume, eu credeam că trebuie să primesc mai mulți bani. Și am umplut acea gaură de negociere cu un stock option. Adică, posibilitatea mea de a cumpăra la valoarea de atunci un procent din companie pe care să-l vând împreună cu proprietarul la momentul vânzării. Și dacă ați citit prin presă că Regina Maria s-a vândut la un moment dat cu 100 și de milioane, s-o cotești un procentel din chestia aia și înțelegi cum funcționează treaba. Acum, ce am făcut după aia, am zis hai să folosesc ce știu eu să fac cel mai bine, și anume să cresc prăvălii, să ajut prăvălii să crească și prăvălii respective după aceea să se vândă ca să facă dintr-o tranzacție o grămadă de bani. Asta am încercat să o pun, s-o pun după aia în investiții, în care în loc să am un procent mic ca stock option, să am un procent ceva mai mare și în care implicarea mea să nu mai fie zilnică, ci mai degrabă la nivel de consiliere pentru antreprenorii în business-urile cărora am investit. Și pentru că am decis să fac asta cu destul de mulți din banii mei încât să am nevoie în continuare să câștig niște venituri, mai fac și un pic de consultanță, mai predau niște cursuri și cam așa se leagă. Adică sunt băgat în Maastricht School of Management, un MBA care să ducă mai departe ce am căpătat eu de la INSEAD ca și knowledge de business, și în Entrepreneurship Academy, care e o școală de antreprenoriat, deci o școală, like, o facultate de antreprenoriat, care ia oameni de 19 ani și le dă un degree peste 4 ani de antreprenoriat în timp ce ei își fac afaceri. Ok? Iar ca portofoliu, divers. Am investit în medical, în intermedic, ca să am și ieșit de acolo. Am investit în frufru, a crescut de vreo 15 ori de când am investit eu acolo. În Two Performant, a crescut de vreo 5 ori, în Softeligence, sunt vreo 250 de oameni, asta e probabil cea mai mare acum, vreo 10 milioane cifră de afaceri. Fintech OS este o prăvălie de produs, din aia care se finanțează cu investiții de la Venture Capital, din aia care aspiră să devină din noroc, din aia care merge în principiu în pierdere până în momentul în care investițiile alea compensează masiv pierderea ca să poți accelereze o creștere de multe ori. Adică aici, în Fintech OS, avem vreo 50 de oameni și avem 20 de luni vechime. Și suntem în curs de a atrage o investiție de vreo 10 milioane și de-aia trebuie să plec mai devreme, că am un col cu oamenii aia care vor să ne dea bani. Ok. Bun. Ce fac eu? Mi s-a atras atenția că se cheamă că sunt business angel. Deci, cam așa arăt în diminețile mele bune, când apuc să dorm mai mult decât azi noapte, când am venit de la Amsterdam și nu am dormit suficient, pentru că am întârziat avionul. În restul zilelor e mai degrabă așa. Dacă observați orice asemănare cu munca dumneavoastră, care de la distanță pare foarte interesantă și plină de arome și foarte drăguț și fain pentru toată lumea,
Și în realitate știm că și noi lucrăm cu oameni și cu targeturi și cu cifre și iese ce iese. Bun. Ziceam că business. De unde luăm noi cunoștințele de business? Ca să știm ce avem de făcut în afacerile noastre. Citiți? Citiți? Bun, ok. Cărți citiți? Citim și cărți. Ok. E cineva care a citit vreodată vreo carte de business? De ce? De ce? Ca să aflu mai multe. Perfect. Și ai aflat mai multe? Unele locuri, dar nu le locuri a fost redundant. Dar tot e bine, pentru că îți simți creierul în mișcare. Așa. E foarte obositor să citești. Era o, la un moment dat o întrebare în... cred că la Radio Guerilla era. Cu cărți citești? Și răspundea Tamango pe vremea aia. Nu că mă doarme. Da? Deci, partea asta cu cărțile de business e foarte mișto. Adică noi reușim să smulgem o grămadă de cunoștințe de business de acolo. Problema e că trebuie să le combinăm și trebuie să alegem între ce se aplică la noi și ce nu se aplică la noi. Ce se aplică la noi? Cel mai bine la noi se aplică acele cărți pe care nu le-am citit încă. Ca să știți. Deci asta e problema. Știi? Și problema e că trebuie să iei cumva, să-ți faci așa o spoială de cunoaștere din care să știi cu cine semeni și din ce punct de vedere. Am o poveste a unui coleg prof la MBA, care mi-e foarte dragă și care zice așa. Un urs mergea pe o cărare prin pădure, ajunge la o prăpastie, se împiedică, pică, moare în fundul prăpastiei. A doua zi, pe aceeași cărare, al doilea urs merge până la buza prăpastiei, cade, se împiedică, moare. Ok? Știți inducția matematică, da? Vă amintiți de la liceu. Da? În a 27-a zi, al 27-lea urs, se împiedică, cade, se agață un pic cu blănița într-o creangă de brad, pică păleșurile în putrefacție ale celorlalți urși, se ridică șoltâc, șoltâc și merge mai departe. În a 28-a zi, niște cercetători britanici publică un studiu din care reiese că urșii zboară. Okay. Morala pentru noi este că semănăm mult mai tare cu businessurile care au aceeași structură cu a noastră. Urșii nu sunt vulturi, nici businessurile de tip hotelier nu sunt businessuri de automotive și funcționează fiecare după anumite reguli și cu anumite particularități, privind structura capitalului, privind posibilitățile de finanțare, privind până la urmă resursele pe care trebuie să se bazeze ca să obțină succes. Și asta este o idee foarte importantă. Pentru că ce este succesul în business? Ia să vedem. Care este obiectivul cel mai important pe care l-aveți de business? Capitalul și profit. Așa, dar înainte de capital, ne apropiem, dar înainte de, de capital și profit, ce ziceați dumneavoastră un pic mai devreme? De pierdere, ce zice? Să o luăm de la pierdere. Nu chiar de la pierdere, dar ziceați o chestie de niște oameni, că vor să aducă industria înapoi în anii 50. Da. Așa. Despre ce este asta? Este despre, înainte de a face profit, ce treabă avem? Marketing. Trebuie să supraviețuim. Stabilitate. Da? Înainte de a face profit, prima noastră grijă este să nu crape prăvălia până la anul. Ok? Cum ne asigurăm că nu crapă prăvălia până la anul? Identificăm toate riscurile majore și le adresăm din timp. Ok? Din timp! Până s-a publicat în monitorul oficial. Ok? Da? Ce riscuri majore mai avem? Maricica conduce unitatea de producție, dar are 30 de ani, o să rămână însărcinată, pleacă un an de zile, ce fac? Ok? Ce riscuri importante mai avem? Legislativ. Alea legislative le-am bifat. Ok? Ce riscuri importante mai avem în business? Personalul, și anume lipsa acestuia. Ok? Da? Poate să crape. Dacă am oameni cheie de care depinde businessul meu, poate să crape. Ok? Care e soluția de backup? Ce poate să mai crape în businessul meu? Parteneri. Ca așa avem toți românii încredere unii între alții și ne bazăm pe parteneri. Degradarea aparaturii. Da, foarte interesant. Revoluția tehnologică s-ar putea să ne miște. S-ar putea să ne mai miște și alte tipuri de revoluții, pentru că oamenii nu-i așa, încep să-și schimbe obiceiurile. Ta-na-na. Ce ne facem? Încotro pornim. Așa.
Domnul a plecat cu capitalul. A plecat cu capitalul. Așa. Când eram și eu foarte atent, că vreau să dau dreptate cuiva, da, domnule, a doua prioritate, dacă ai bifat povestea cu supraviețuirea, a doua prioritate importantă e să faci bani. Okay? E cineva pe aici care în prăvălia lui nu vrea să facă bani? Știu că acum unii dintre noi să ziceți, da, dar eu nu sunt pentru bani în afacerea asta, de fapt. Dar las pe ăsta acolo, că faceți pe capitalism. Bun. Ok. Să zicem că faceți bani. Faceți bani? Da. Era cel mai bine. Să zicem că faceți bani. Care e obiectivul următor? Mai mulți bani. Mulțumesc frumos. Ai făcut mai mulți bani? După care obiectivul următor? Și mai mulți. În forma continuată. Tot mai mulți bani. De ce mai mult? Ok? Super. Ce lipsește din peisajul ăsta în care ne-am asigurat de riscuri și ne-am asigurat de profitabilitatea și bunul curs al afacerii? Ce lipsește de aici? Ia să vedem, ne concentrăm. Mai ales în industria noastră. Oameni! Cumva lucrați cu oameni? Deocamdată. Măcar clienții sunt oameni în industria asta, vă rog foarte mult. Ok? Deci aici e foarte greu să se vinde serviciile pe care le vreți să le faceți dumneavoastră, foarte greu de vândut la roboți, nu înțeleg la ce le-ar putea folosi, o să le ruginească circuitele, vă zic. Deci nu e bine. Deci oameni. Ok. Ce trebuie noi să facem în business-urile noastre cu și pentru oameni? Ha? Așa. Și cum? Așa. Opa. Fericire. Suntem într-un business de fericire. Mamă, asta e foarte complicat. Asta e foarte complicat cu businessul de fericire. Ce ne lipsește acolo? Mie îmi place să definez chestia asta, de fericire, de oameni. Miss World. Ce zice Miss World când se urcă pe podium și vrea să fie pace în lume, să nu moară copii de foame în Africa, să supraviețuiască toate balenele din ocean și să se reproducă, toate lucrurile astea. Da? Asta este partea frumoasă de business. La ce ne folosește nouă asta? Să vindem! Ce vrem să vindem? Serviciile noastre. Așa. Povestea. Care vinde cel mai bine. Povestea. S-a uitat cineva la Game of Thrones? Nu. Ah, ce păcat. Ce păcat. Urmează. Exact. Păi dacă sunt 50.000 de episoade, 50.000 de sezoane, normal că n-ai cum. Ok. Povestea e foarte importantă. De ce e povestea foarte importantă? Pentru că oamenii cumpără povești. Oamenii nu cumpără features, cum se cheamă alea. Obiectiv, oamenii când merg într-o vacanță, majoritatea dintre ei, știu eu vreo doi care nu fac așa, nu deschid un Excel cu 27 de coloane în care compară unul câte unul și pun scoruri și pun greutăți pe fiecare din alea și au coloanele alea în care e cu da sau nu și alea alte care sunt cu ponderi și cu procente și alea care sunt exponențial și amplifică alte... Da? Eu nu știu pe nimeni care decide așa. Când e chestiune de vorba de așa. Ei decid, oamenii decid cu sufletul. Oamenii decid cu sufletul pe bază de... Hai să zicem empatie. Ok? Ok. Și atunci e foarte important să poți să spui poveștile astea. Și poveștile astea trebuie să poți să le spui într-un mod frumos, autentic și real, către cel puțin două populații majore de oameni cu care lucrezi. Clienți și? Angajați. Care trebuie să fie? Fericiți. Că dacă nu sunt fericiți, se cară. Iată ce simplu. Se cară toți. Se cară. Foarte frumos. Da? Și unii și alții. Ok. Dacă Georgel, îl știți, lucrează la dumneavoastră în prăvălie, da? Georgel este un om de bază. Da? Dacă Georgel se cară, e nasol. Nu crapă prăvălia, știm, dar trebuie să mă apuc eu să lucrez din nou și munca lui Georgel și pe a mea. Mi s-a mai întâmplat, da? Okay. Bun. Dacă Georgel primește o ofertă de la concurență. Știți dumneavoastră de la cine, da? Cu 25% mai mare la leafă. Ce îți dorești să facă George? Da. George trebuie să vină la tine și să zică șeful, șefa, avem o problemă. Adică avem o problemă împreună. Ok? Și credeți-mă că așa funcționează.
Așa funcționează. Deci dacă ai o relație bună și dacă Georgel iubește prăvălia în care lucrează, o să vină și o să spună așa. Altfel, își depune la secretariat cererea semnată. Ok? Și poate să fie mult mai rău decât atât. Poate să fie mult mai rău decât atât, pleacă și la aceiași bani. Dacă nu-i mai ajunge, dacă i-a ajuns ce se întâmplă acolo. Na? Pleacă și la aceiași bani. Că e o companie mai frumoasă, că poate eu din altă parte, poate nu mai am treabă cu toți nebunii ăștia, you know. Ok. Poftim? Și nu știe ce e acolo. Și nu știe ce e acolo, dar nu-i nimic, mai experimentăm. Mai experimentăm. Da. Se mai și întorc. Se mai și întorc. Da. Da. Ce încercăm noi să facem în prăvăliile noastre? Bani. De ce facem bani? De ce? De ce să scoatem venituri și profit? Și aia cu banii n-aduc fericirea? Ba da. Da? Da, da, da. Și dacă prăvălia ta e o prăvălie de facere de bine, există o cuantificare a facerii de bine. Este să faci mai mult bine la mai multă lume. Să faci mai mult bine la mai multă lume înseamnă bugete mai mari. Da? Și dacă prăvălia ta este o fundație, tot după regula asta, din păcate, funcționează. Știu un mare șef de organizație care a vizitat România zilele trecute, îmbrăcat în alb așa, și care nu mi se pare că are o organizație fix de facere de bine și nu mi se pare că nu are buget. Mi se pare că are niște bugete cu... Bun. Bani. Bani. Există... Ok. Și asta e foarte mișto pentru că poveștile alea sunt scrise de 2000 de ani. Atenție, știi? Deci nu se mai fac povești noi în industria aia. Dar noi, în industria noastră, putem să facem povești noi. Foarte interesant. Cum se fac bani în univers? Banii în univers se fac în trei feluri. Atenție. Orice altceva intră într-una din categoriile astea. Bani se fac din inovație. Ok? Adică faci ceva ce n-a mai făcut nimeni. Din îmbunătățiri, din improvements. Faci același lucru cum face concurența, dar mai bine, mai ieftin, mai rapid, mai tehnologic, mai așa. Sau din arbitraj. Și din noroc. Arbitraj înseamnă cumperi și vinzi. Dar norocul nu se poate... Nu se poate preda. Deci norocul nu se... Am avut un cursant la un moment dat care era din industria de gambling. Nu știam că e din industria de gambling, dar la un moment dat mi-a zis: Bulanu bate știința. Da? Ce înseamnă arbitraj? Arbitraj înseamnă să cumperi ieftin și să vinzi scump. Același lucru. Da? Atenție. Industria românească, preponderent, se bazează pe arbitrajul forței de muncă. Înlocuind o forță de muncă mai scumpă pentru diverse servicii. Alternativa mai ieftină la orice altceva din universul ăsta, inclusiv servicii. Da? Inclusiv servicii de turism, inclusiv servicii de spa, inclusiv servicii balneare. Cu excepția cazului în care faci ceva unic și pentru care... Dacă tu faci ceva unic, cum faci bani din asta? Trebuie cineva să fie dispus să plătească bani pentru unicitatea aia. Da? Dacă nu e nimeni dispus să plătească ceva pentru chestia pe care o faci tu unică, ce faci? Nimic. Nimic este un sumar foarte bun. Mulțumesc. Așa? Bun. Ziceam că eu sunt din generația în care oamenii încă citeau și anume cărți. Ok? Ce carte e asta? Publicat 1865? Un autor așa cu barbă mai frumoasă ca a mea? Nu? Ia să vedem. Jules Verne. Cine a zis Jules Verne? Așa, Jules Verne. Cum se chema cartea? Ceva cu luna. De la pământ la lună, în jurul lunii. Asta era traducerea în limba română. Știți cărțile alea groase pe care le-am avut toți în copilărie, în raftul ăla cu cărți de Jules Verne. Foarte mișto. Nu le-am. Ok. Ăsta a avut o idee. Foarte puternică, inovativă. Să urce trei americani pe o rachetă în trei trepte și să-i trimită pe lună. De la un
o bază din asta din Florida. Da? Așa, dar așa e, așa e plotul. Exact așa e plotul. Originală idee, nu? Super, super original. A făcut bani cu ea? Părerile sunt împărțite. Unii zic că a fost dintre ăia care, ca autor de cărți, era în stare să trăiască din asta. Și nu erau așa mulți în perioada aia. Cam ca acum. Ok? Bun. 100 de ani mai târziu, niște băieți, o agenție americană mică, ce-au făcut? Au luat 3 americani, i-au urcat pe o rachetă în 3 trepte, în Florida, și i-au trimis pe lună. Mă rog, cel puțin așa pretind. Ok? Și au făcut foarte multe poze ca să demonstreze chestia asta. Ok. Inovație? Multă inovație. A adus bani? A adus bani? Nu, a tocat banii contribuabililor americani. Big time. Da? Asta a vrut. Dar e un fel de inovație, dar nu era o idee chiar nouă. Da? Era doar tehnologia capabilă de a pune o idee veche în aplicare. La momentul potrivit. De ce era momentul potrivit? Că războiul rece, că alea, că acum nu mai, nu mai dă nimeni doi bani pe chestia asta. Da? Ok? Deși, acum că s-a democratizat tehnologia, un bun amic de-al meu, acum 2 ani, s-a gândit, hai să pună și el o rachetă pe lună. Ok? Și-a făcut un proiect pe Kickstarter, să facă crowdfunding, să adune 1 milion de pounds, ca să pună o rachetă pe lună. A reușit? Nu din fericire. Pentru că în felul ăsta a putut să-mi dea și banii înapoi. Știi că dacă ai un target de a aduce, de a ridica bani pentru un proiect pe Kickstarter și nu strângi toți banii, trebuie să-i dai înapoi pe aia pe care i-ai strâns. Deci, din fericire, mi-au dat înapoi suta aia de pounds pe care o pusesem și eu acolo, că n-eram colegi. Așa? Dar ce e interesant este că s-a apropiat foarte tare. Deci a strâns peste jumătate de milion. Okay? Deci e relativ ușor deja să faci o chestiune de genul ăsta, dacă reușești să vii cu o valoare, cu o propunere de valoare pe care cineva să plătească bani. Okay? Pentru că inovația nu înseamnă, ce nu înseamnă inovația? Inovația nu înseamnă să faci ceva nou, ci să faci ceva oarecum nou, mai degrabă vechi, într-un context nou în care cineva plătește. Okay? Cam asta e zona. Deci ce treabă avem noi cu business-urile noastre? Trebuie să creăm valoare. Okay? Trebuie să creăm valoare din inovație, din îmbunătățire, din arbitraj. Ce înseamnă strategie? Cum ne organizăm noi să avem o strategie? Adică să gândim pe termen lung în business-ul nostru, ce trebuie să facem pentru asta? Ok. Planificăm, dar trebuie să știm ce. Și în ce direcție. Ei bine, strategia este despre, mă rog, și o definește Michael Porter ca fiind abilitatea de a construi și exploata avantaj competitiv sustenabil. Și acum știu că v-am pierdut. Pentru că am început să vorbesc păsărească asta, de buzzword-uri, da? Avantaj competitiv sustenabil. Ce înseamnă asta? Înseamnă avantaj, în primul rând. Ce înseamnă avantaj? Înseamnă să fiu mai bun. Competitiv, față de cine? Mai bun decât cine? Competitiv, mai bun decât competiția. Să fiu mai bun decât competiția. Ce înseamnă sustenabil? Înseamnă și la anul și peste 2 ani. Înseamnă pe termen lung. Mai mulți bani decât competiția pe termen lung. Asta e strategie. Cum reușesc eu, din poziția în care sunt, să fac mai mulți bani decât competiția pe termen lung? Depinde. Depinde cu ce pornesc la drum. Și care sunt resursele pe care mă bazez. Ok? Ce fel de resurse folosim? Umane și inumane. Ok? Unele resurse sunt foarte vechi, alte resurse sunt foarte noi. În general, noi ce construim în business-urile noastre și în industriile noastre sunt niște straturi de resurse, cam poza asta, unele perimate, dar de care nu reușim să scăpăm, altele noi, pe care le-am construit ca să semene cu alea cele mai bune, dar care și alea sunt pe cale de a deveni perimate, și ăia dintre noi care reușesc să adauge ceva în plus, experimentează permanent, pentru că nu știu încă, chiar dacă ăla este o propunere teoretic de valoare, nu știu încă dacă și clienții sunt dispuși să plătească pentru asta.
Deci stratul ăla de inovație este puternic experimental. Stratul ăla de inovație înseamnă că noi încercăm lucruri noi de fiecare dată, dar nu știm dacă o să plătească clientul pentru ele. De îndată ce ne-am prins că sunt niște chestii pentru care clienții plătesc, construim sistematic straturi noi cu care încercăm să înlocuim straturile vechi din businessul nostru, alea care știm, cu care știm că nu mai merge așa, dar ce să facem, nu le avem pe toate, nu putem să schimbăm totul peste noapte. Ok? Cam așa funcționează. Ok? Și în orice business serios, pe de o parte avem o forță concurențială care ne face să facem mai puțin bani, okay? Pentru că de îndată ce am venit cu o idee meseriașă, nu e așa, și domnul, o să o facă și ei la anul, ok? Și o să avem concurență și nu o să mai putem să mai avem aceleași prețuri pe care le-am avut când eram singuri în piață care ofeream chestia aia, ok? Față de care noi trebuie să ne construim motorul care împinge sistematic curba asta în sus, respectiv produce mai mult profit. Produce mai mulți bani. Depinde. E o diferență mare între profit și bani. Diferență foarte mare. Experiența arată că noi învățăm, a făcut cineva ASE sau altceva, e economist cineva pe aici? Destui. Okay. Destui, așa-i? Da. Uneori un pic prea mulți. Așa. Ok, bun. Oricum nu-i de face asta în tine. Nu. Încă. Ok, bun. În povestea asta, noi am învățat cumva la școală, când am învățat economie, că trebuie să producem ce? Plus valoare. Și valoarea aia este ce? Este utilitate. Utilitate economică. Ok? Bun. Vestea proastă este că într-o economie de abundență, utilitatea nu este deloc suficientă. Trebuie să produci fericire ambalabilă pe care o plătește cineva. Pentru că, la modul real, întotdeauna, cu foarte puține excepții, în toate industriile, găsesc lucruri care să-mi satisfacă nevoile, care să-mi aducă utilitatea. Și dintre ele, selectez pe alea care îmi produc bucurie. Și mi se pare mie că voi sunteți într-o industrie care vinde bucurie mai mult decât orice altceva. Bucurie împachetată. Cum funcționează fabrica de bucurie? Cum funcționează fabrica de bucurie? Funcționează așa, că trebuie să alegi. Să alegi din toate resursele pe care le am. Trebuie să alegi cu discernământ, că nu poți să le folosesc pe toate. Să-ți folosesc pe alea care mi-aduc avantaje. Avantajele alea pe care le pot obține cu anumite resurse, trebuie să le folosesc cu resursele pe care le am eu și pe care ideal concurența nu le are dacă vreau să produc mai multă valoare. Ok? Deci totul începe să țină de resurse. Și resursele astea trebuie să fie, ca să pot să produc mai mulți bani decât concurența, trebuie să fie resurse valoroase. Ok? Ce înseamnă valoroase? Să plătească cineva pentru ele. Da? Valoare înseamnă bani. Accepțiunea de acum, da? Ok. Resurse valoroase. Cum mai trebuie să mai fie? Rare. Că dacă toți 27 de la noi din sat avem resursa aia, nimeni nu o să poată să vândă scump. Da? Ne batem în prețuri, punem ca proști. Da? Cum mai trebuie să mai fie? Greu de imitat. Și unde vine marea abilitate a managerilor care știu să facă bani? Să fie organizate. Adică trebuie să am un sistem care organizează resursele de care dispun în așa fel încât să poată să le pună pe piață într-un mod eficient ca să poată să scot valoare din ele. Ok? Dar e cool? Ne înțelegem? Ăsta ce este ăsta? Este o resursă valoroasă? Da. Singura nu. Depinde pentru ce. Depinde pentru ce. Atenție! Că dacă am o clinică și un medic, e o resursă valoroasă. Fără clinică și medic, nu face doi bani. Ok? Bun. Resursele umane sunt valoroase? Cine e de aici angajator? Aproape toți. Cine e de aici angajat?
Restul. Ok, bun. Părerile sunt împărțite despre valoarea resurselor umane în cele două grupe de oameni pe care le-am definit mai devreme, după principiu, cine se bucură și cine se întristează în ziua de leafă. Bun. Ok. Minoritar cei care se supără. Așa, așa. Sigur că da. Și atunci, întrebarea este... Oamenii care lucrează pentru noi, pentru că acolo face e diferența importantă în organizarea resurselor de care vorbeam. Sigur că avem, aici sunt două business-uri care gestionează niște resurse materiale exclusive, atunci când vorbim de ape minerale, okay? Și niște resurse materiale neexclusive atunci când vorbim de centre spa. Deci sunt două lucruri care funcționează diferit la nivel de raritate a resurselor. Pentru că într-o parte nu trebuie să fac niciun artificiu și am o piață foarte clară cu care concurez. În altă parte, trebuie să inventez tot timpul artificii ca resursele mele să fie percepute ca fiind superioare resurselor competiției. Cine face diferența? Ghinion, oamenii. Oamenii fac diferența. Ce vând angajații? Ce vă vând angajații dumneavoastră? Mulțumesc! Timp! Este timpul o resursă valoroasă? Da. Nu prea. Am o părere foarte proastă, trebuie să vă contrazic. Da? Asta este din categoria muncii și nopți, muncii și zile. Da? Șeful a muncit 47 de ore săptămâna asta, trebuie să-mi dați ore suplimentare. Păi da, frate, dar ai produs ceva? Ok? Bun. Asta este nivelul cel mai de jos. Îi angajăm pe aia care își vând timp. Ok? Aia mai deștepți. Ce vând? N-am ajuns la nivelul ăla. Muncă. Vând muncă. Același lucru. Am muncit și zile, am muncit și nopți, dar cu accent nu pe zile și nopți, ci pe muncă. Da? Am avut de făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, le-am făcut pe toate. Șeful vrea o mărire de leafă. Ok? Sună cunoscut? Ok. Super. E, abia un pic mai încolo sunt aia care vând rezultate și care se gândesc, băi, vezi, eu trebuie să produc valoare în compania asta, valoare care trebuie să crească în raport cu valoarea produsă de concurență și că astea trebuie să fie armonizate. Ce fac oamenii ăștia? Ori vă devin parteneri, ori devin partenerii altora. În timp. Da? Și nu vorbesc neapărat de equity partnership. Dar vorbesc de parteneriat în modul real, uman, în care poți să lucrezi cu cineva împreună pe termen lung și să construiești niște vise împreună, niște povești împreună. Pentru că lumea se schimbă. Parcă așa a început să discuția. Că lumea se schimbă. Cum se schimbă lumea? Uite așa în valuri. Val după val. Lumea se schimbă. Lumea se schimbă în moduri foarte interesante. Și lumea se schimbă, sigur, mi-e cel mai ușor să vin cu exemplu tehnologic. Ce era un telefon acum 10 ani, ce e un telefon acum? La ce foloseam un telefon acum 10 ani, la ce folosim un telefon acum? Apropo, telefoanele pe care le aveți au o chestie din aia care măsoară cât timp petreceți pe aplicație. Pe lângă că e destul de deprimant să vezi cu ce pierzi vremea, constați acolo că niciodată, eu nu știu niciun caz în care în top 5, top 10, vorbitul la telefon să mai fie acolo. Da? Niciun caz. Da? Cu totul alte aplicații folosim, care nu au legătură cu vorbitul. Mașinăria asta este o invenție diabolică, este interfața mea digitală cu restul universului. Și asta e o chestie foarte interesantă, că înseamnă că lumea se reorganizează ca să țină cont de faptul că noi avem niște interfațe digitale cu care comunicăm cu restul universului. Și fiecare persoană juridică ține niște cârlige în interfețele altora și caută niște drumuri către interfețele altora. Și sigur că noi vorbim în termeni foarte simpli și abstracți că facem search engine optimization, că am angajat o companie de digital marketing și îi plătesc pe aia degeaba și așa mai departe și nu mi-aduc rezultatele și clienții de care aș avea nevoie și n-au conversii, dacă ajungem să vorbim limba lor. Dar realitatea e că povestea e un pic mai filozofică de atât. Și este despre cât de repede mă agăț eu de tendințele care se mișcă în universul ăsta ca să produc bani cu ele. Okay? Mă agăț de tendințe ca să produc bani cu el. Sunt două lucruri importante. Pentru că toți știm că există o mulțime de filozofi în universul ăsta, lideri inspiraționali, care vorbesc despre cum va funcționa lumea.
Și toți știm că lumea este despre artificial intelligence, machine learning, virtual reality, augmented reality și așa mai departe. Face cineva bani cu chestia asta? Foarte puțin unii. Trebuie foarte puțin mai mult ca să aibă sens și pentru noi. Asta e o chestie foarte importantă. Da? Pentru că, la un moment dat, tehnologic, dacă gândiți-vă la tehnologie ca la un val de fashion. Da? Valurile se suprapun și se substituie unul altuia. Și îl cunoașteți pe domnul ăsta? Da. De la ce prăvălie? Mănătăria cerușie. Așa. Domnul ăsta este de la o prăvălie pe numele ei Nokia. Ok? Domnul ăsta, în momentul în care tehnologia pe care o vindea el a ajuns să fie plafonată, n-a făcut pasul la o tehnologie inferioară ca să treacă la nivelul următor. Ce treabă are asta cu noi? Aici? În România? Că astea sunt jocuri care se joacă la alt nivel? Da, dar hai să vedem tehnologia, hai să vedem tehnologia ca un val de fashion. Ca un val de modă. Știi care vine. Ce n-a făcut bine băiatul ăsta? Nu s-a adaptat. Este exact, că nu s-a adaptat. Atunci când lumea a început să se schimbe. Ok? Și culmea avea toate aturile. Deci avea o piață de 50% din piața globală de telefoane. Ok? Și tot research-ul, din sumele uriașe de research pe care le aveau la dispoziție, îi spunea că oamenii vor telefoane ușoare, cu 15 butoane, eventual lucioase și aurii, dacă vă mai amintiți, ok? Cu baterie care se țină o săptămână, ok? Și pentru care, și care să prindă semnal în vârful muntelui, dacă se poate, ok? Cam așa spunea research. De la cine și-a furat-o? De la unul care a inventat telefonul cu un singur buton, pentru care bateria nu ține până seara. Cam ca acum. Ok? Dar foarte interesant că oamenii ăștia au făcut tot ce trebuia la fiecare moment de timp și erau în poziție de leadership. Și nu le-a mers. Nu le-a mers. Pentru că au făcut niște pariuri greșite. Și pentru că, și asta e un lucru foarte important, orice lucru pe care ar trebui să-l facă le-ar fi atacat business-ul de bază. Și au avut greșite. Și treaba lor era să nu-și atace business-ul de bază. Că de acolo făceau bani, acolo aveau cotă de piață 50%. Eu nu pot să mă mut dintr-o piață în care am 50% cotă de piață într-o piață în care am 20% cotă de piață. Da? Că pierd, mai ales dacă suntem toți în aceeași companie și ce tendințe avem noi toți în aceeași companie, să gândim la fel. Că așa ne-am selectat. Da? După principiu, da șeful. Ok? Am și un exemplu pozitiv. În 2011, care nu e așa departe, e undeva cam în aceeași perioadă cu băiatul dinainte. Netflix era a doua cea mai mare companie globală de închirieri de DVD-uri. Începuseră cu închirieri de casete, VHS, și deveniseră cel mai mare închiriator, al doilea cel mai mare închiriator de DVD-uri. Închiriaseră al miliardulea DVD. Erau mari. Companie listată la bursă. Băiatul ăsta, care era proprietarul, mă rog, era fondatorul și mai avea și el niște zeci de procente din compania aia, listată la bursă, și-a dat seama că este un business care moare. Pentru că moda se mișcă de acolo spre ceva mai nou, spre ceva mai soft, cu ceva mai multă valoare adăugată în moduri mai subtile. Și că dacă el rămâne și vrea să facă exact același business de închirieri pe o platformă online, orice Amazon EMAG al universului o să poată să replice site-ul lui și să obțină aceleași rezultate extrem de repede. Ceea ce înseamnă că resursa lui nu e rară. Ceea ce înseamnă că ajunge să bată în prețuri. Ceea ce înseamnă că nu ajunge să facă bani niciodată. Și atunci, ca să poată să facă asta, ce s-a gândit? Trebuie să fie să fac ce a făcut Apple. Să mă duc să controlez terminalele pe care consumă oamenii, deci să vând telefoane sau să vând televizoare în cazul lui. Și a zis, cu cine mă bat acolo? Cu Samsung și cu industria chineză? No way. Ok? Fie mă duc în amonte și văd cu cine mă integrez în partea aia și mă apuc să produc conținut video. Cu cine mă bat acolo? Cu Hollywood-ul. Ăștia măcar fac bani.
și nu au nevoie de costuri scăzute. Și sunt americani. Și a atacat pe ăștia din Hollywood. Și a devenit o companie producătoare de conținut. Riscantă mișcare? Foarte riscantă. I-a ieșit? Foarte tare. Foarte tare i-a ieșit. Dar a avut curajul ăsta să facă pasul și să se uite din resursele pe care le folosesc eu astăzi. Cât de relevant o să mai fie ele peste 2 ani? Cât de relevant o să mai fie ele peste 10 ani? Cât timp am la dispoziție să construiesc alte resurse care să fie relevante în piața mea ca să pot să produc valoare cu ele? Și aici e o chestie foarte interesantă, pentru că majoritatea, și asta e o chestiune studiată psihologic, supraestimăm ce putem face într-un an și subestimăm ce putem face în 5. Da? 5 ani e chestia aia lui Malcolm Gladwell, care zice că în 10.000 de ore poți să devii expert într-un domeniu nou de care te apuci. 10.000 de ore înseamnă 5 ani de muncă zi de zi. Așa. Și ce zice băiatul ăsta care conducea Netflix? Zice că majoritatea organizațiilor nu sunt în stare să se uite după lucrurile noi pe care le vor clienții lor, pentru că le e teamă că o să-și distrugă business-ul de bază. Și aici avem o grămadă de exemple. Și avem o grămadă de exemple, știți și voi, o mulțime de companii care erau de succes în urmă cu 15 ani și care au continuat să facă exact același lucru și acum fie că au murit, fie că nu mai sunt reprezentative. Pentru că modelul de business care a apărut este altul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că asta e curba de adopție tipică pentru produs. Ok? În care sunt întotdeauna niște early adopters, care sunt primii care își cumpără produsul nou care a apărut pe piață, care încearcă noua terapie, care încearcă noua chestie, care vin și vă întreabă ce aveți nou. Ok? După care sunt ăia care vin imediat după pe o piață în creștere și care sunt followers pentru că urmăresc câțiva influenceri și fac ce fac și influencerii aia. După care devine o piață a majorității, dar într-o piață a majorității nu mai faci profit. Pentru că toate lucrurile devin despre operaționalizare, despre costuri, despre eficiență, despre altceva. Vestea interesantă este că aici, pe undeva, se rupe filmul. Deci trebuie să treci din etapa asta în etapa asta. Și aici trebuie să ne uităm la două categorii. Deci odată e cererea, adică ce vor consumatorii, și cum are loc adopția asta, și alta este oferta. Cât de inovatoare sunt companiile care oferă ceva. Și nu o să vin niciodată să vă propovăduiesc să faceți chestia asta aici. Că n-aveți piață. Să inventați lucruri pentru prima dată. Dar ce-i mișto în România este faptul că noi citim ziarul de mâine. Citim zilnic ziarul de mâine și cu fiecare ocazie în care ne ducem într-o piață un pic mai dezvoltată, un Tirol ceva, ok? Vedem ce merge acolo și îl tragem aici. Și producem valoare. Pentru că consumatorul de la noi și consumatorul internațional mobil devine din ce în ce mai sofisticat. L-am documentat. De ce sunt eu aici la dumneavoastră? Pentru că eu constat o chestie foarte interesantă în business. Și anume că businessul devine atât de sofisticat și oamenii devin atât de sofisticați încât nu mai vorbim ce ziceam mai devreme, nu mai vorbim de nevoi. De nevoi economice. Nu mai vorbim în piramida aia lui Maslow de ce se întâmplă la baza piramidei. Vorbim fix de ce se întâmplă la nivel aspirațional în vârf. Acolo unde se intersectează axele alea, se întoarce pe totul pe dos și nu știi ce mai este mai încolo, că nu e desenat. Știi? Lucrurile care sunt aspiraționale, care sunt despre viață, care sunt despre ambiții, despre așteptări, despre aspirații, despre speranțe, despre dragoste, despre lucrurile astea. Și suntem din ce în ce mai dispuși să plătim mult mai mult pentru experiențe decât pentru produse. Cu cât experiența este mai transformațională, cu atât mai mult. Mă uitam la ce relevant ca tendințe de wellness, care e zona asta care cuprinde aspiraționalul din industria noastră, cam ce se întâmplă? Se întâmplă așa. Un nou trend de fashion. În care fashion nu mai este doar despre aspect, ci este despre cum funcționează relația de noastră de sustenabilitate cu hainele. Vorbim despre un overturism, care înseamnă o supraaglomerare de trafic în zonele hipertraficate și despre posibilitatea de a deturna de acolo
fix pentru evitarea, pentru dezvățarea și eliminarea zgomotului uriaș pe care îl acumulăm atunci când mergem într-o Veneție, okay? Și avem nevoie de ceva relaxare după. Da? Vorbim despre toate formele de meditație. Toate formele, tot ce înseamnă în zona de la zona de yoga, de la zona de mindfulness, la lucruri care sunt pur spirituale, la lucruri care sunt pur intelectuale și orice spațiu de acolo. Vorbim despre folosirea naturii și faptul că nu mai acceptăm experiențe care sunt doar indoor. Beton și faianță e foarte bine, mulțumim foarte mult, dar trebuie să fie ceva natură acolo. Pentru că simțim deja că natura e parte din viața noastră. Despre arome. O mulțime de startup-uri își găsesc în momentul ăsta resurse în zona de arome. Și asta este un spațiu care vine, toate lucrurile astea pe care le spun aici sunt ca niște straturi suplimentare care toate vin să aducă valoare. Și ce înseamnă să aducă valoare? Să tragă clienți dintr-o parte într-alta în industria noastră. Mă rog, China este un trend, dar noi nu prea avem treabă cu ea. Ok? Nutriție. Observați deja că am trecut de nivelul la care doar trebuie să am și ceva vegan în meniu. Da? Nutriția este o experiență. Și ultima, nu întâmplător, fostul meu patron, doctor Enayat, investește vreo 30 de milioane într-o clinică fix pentru vârstnici. Da? Dar asta este pentru vârstnicii bolnavi, pentru vârstnicii sănătoși, pentru toată perioada aia lungă. Enorm de mulți bani se generează aici. Da? Și nu o să vă plictisesc cu chestia asta, că e mult prea tehnică. Pam, pam. Mai ales dacă reușesc să schimb așa. Dar sunt o mulțime de alte lucruri care nu intră pe raportul ăla de medical wellness și care sunt tendințe importante în ziua de azi. Da? Deconectarea de digital. Ritualuri mici. Zilnice. Întoarcerea la simplitate. Terapia somnului. Conceptul ăsta de forest bathing. În care iei toată zona asta și o muți în pădure. Da? Relația cu pietrele prețioase și cu metalele. Legăturile cu companiile. Legăturile cu programele de well-being ale companiilor. Piața de B2B. Da? Astea toate aici, deci am două pagini, am 20 de lucruri care toate, și nu puteți să le faceți pe toate, trebuie să alegeți. Care e strategie? Strategia este ce fac și ce nu fac. Da? Pe care dacă le puneți acolo, reușiți să obțineți valoare mai mult. Și tehnologie în plus. Există o piață de well-tech care se dezvoltă. Există cel puțin un unicorn în zona asta. Există aplicații care operează în zona de comunitate, de oameni care au interese comune, în zona de corp, în zona de minte, în zona de spațiu și utilizarea lui. Și toate astea se bazează pe tehnologie. Adică pe senzori, pe analiză de date și pe relația de B2B. Ok? Cât de des mă gândesc în business-ul meu, care este mișcarea strategică pe care pot să o fac, ca dacă nu acum, peste 5 ani, pentru că 5 ani pot să devin expert, ca peste 5 ani să pot să vând de două ori mai scump decât concurența mea de azi. Poate de două ori mai mult, dar acolo capacitatea costă la fel de mult. Poate nu doar de două ori mai mult, ci și de două ori mai mult și de două ori mai scump. Pentru că dacă reușesc să vând destul de mult mai scump, o să am resurse să mai cumpăr. Sau să mai construiesc. Și tehnologia nu este tehnologie de dragul tehnologiei. Tehnologia este importantă atunci când produce schimbări în comportamentul oamenilor. În comportamentul oamenilor de business. Pentru că permanent în oricare din businessurile în care suntem, și nu contează dacă suntem într-un business vechi sau într-un business nou, suntem în bătălia asta între automatizare și personalizare umană, între inteligența artificială
și inteligență naturală. Și nu e o bătălie, e o colaborare. Pentru că toate lucrurile, ce am învățat eu lucrând pentru companii care s-au vândut și făcând fuziuni și achiziții de companii, este că întotdeauna trebuie să te gândești care este rolul meu în ecosistem. Eu pe cine aș putea să înghit? De cine aș putea să fiu înghițit? Și asta nu este, înghițirea nu este sfârșitul vieții, este o transformare de resurse. Da? Înseamnă posibil un parteneriat pe termen lung, în care exploatăm împreună niște resurse. Tu pe ale tale, eu pe ale mele și vindem împreună la niște clienți care pentru această ofertă cumulată sunt în stare să plătească mai mult. Și trebuie să știm să punem lucrurile, să punem ingredientele potrivite care să construiască experiența de care avem nevoie. Și toate astea înseamnă, până la urmă, cam ce au reușit să facă ăia care au reușit cu adevărat să schimbe macazul și să creeze valoare. Și anume să citească intuitiv, empatic, dorințele clienților lor înainte ca ele să fie exprimate. Povestea asta despre empatie părea o chestie așa tacifilii despre servicii emoționale în urma cu 10 ani. Citatul ăsta acum, în care zice că trebuie să construim o empatie mai adâncă pentru clienții noștri și dorințele lor nearticulate și nesatisfăcute, asta este un citat din Satya Nadella, șeful de la Microsoft. Dacă tehnologia a ajuns să vorbească de empatie, noi, care lucrăm direct cu oamenii și cu corpurile lor și cu sufletele lor, cum stăm? Stăm așa. Că și aici nu putem doar să iubim. Trebuie să iubim și să înțelegem. De ce clienții noștri fac ce fac? Să ne construim, se cheamă customer persona. Să ne construim prototipi de persoane care sunt reprezentative pentru segmentele de clienți pe care încercăm să le adresăm. Și după aceea folosim motorul ăsta de evaluare empatiei, customer empathy map, să vedem ce aud clienții noștri, de la cine, cine sunt influencerii lor, cine sunt soț, soție, copii, șefi, colegi care influențează. Ce văd ca stimul vizual în TV, în trafic, în realitatea de zi cu zi? Ce îi face pe ei, în cazul dumneavoastră preponderent pe ele, să creadă și să simtă? Și în funcție de cred și ce cred și ce simt, ce ajung să exprime, să facă și să zică? Și care sunt implicațiile la nivel de dureri, la nivel de emoții, la nivel de aspirații, la nivel de câștiguri? Sunt foarte multe lucruri pe care putem să le facem bine dacă ne uităm la viitor și dacă încercăm să extrapolăm și să construim pas cu pas drumul până acolo. Sunt foarte multe lucruri pe care putem în continuare să le facem prost. Și un lucru foarte bun pe care vă rog să-l faceți este să facem mai puține prostii. Și prostiile sunt aceleași. Am să merg până la capăt. Perseverența nu e întotdeauna o calitate. Faptul că am făcut așa în ultimii 5 ani nu înseamnă că trebuie să fac în continuare. Am auzit chestia asta, acest citat, bagă spaima în ei să capete curaj, dintr-un manager român, nu clingonian. Oamenii nu mai muncesc de frică. Da? Răspunsul firesc la chestia asta este, în piața muncii de acum, te-am aduc în altă parte. Okay? Oamenii sunt stimulați mai puternic de forța de atracție decât de forța coercitivă. Cu inovația am povestit. Trebuie să avem urechile deschise ca să vedem când efortul de a înlocui roțile este contrabalansat deja de beneficiul pe care îl obținem schimbând roțile alea. Să nu ne îndrăgostim de simbolurile copilăriei noastre atunci când ele sunt perimate. Să muncim cu decența de a face lucrurile bine. Ce animal e ăsta?
E un om, sigur că da, doar oamenii se ascund cu capul în nisip și nu știu din cauza asta de unde vin pericolele. Este un mare filozof contemporan, Mike Tyson, care zicea că toată lumea are un plan până și-a un pumn în gură. Avem planuri. Dar din când în când, în relație cu clienții, în relație cu piața, ne mai luăm câte un pumn în gură, planurile alea ar mai trebui, din când în când, schimbate. Asta este o pictură care mi-e mie foarte dragă. Are vreo 35.000 de ani. Într-o peșteră. De la Altamirazul. Asta este doar despre cum unele lucruri sunt veșnice și altele lucruri sunt time-bound. Sunt legate de secunda de timp în care suntem acum. Astea sunt niște lucruri veșnice. Sunt atât de veșnice încât o altă pictură rupestră pe care vreau să vă prezint este asta pe care am găsit-o acum vreun an de zile într-o peșteră contemporană, respectiv un birou în Pipera, pe un whiteboard, și în care vă rog să o analizăm împreună ce a vrut să spună poetul în această poezie. A vrut să zic așa, că noi oameni întregi, și în cazul meu că eu vorbesc de oameni de business, nu vorbesc de oameni în general, noi, ca să putem să ne facem treaba și să funcționeze, trebuie să avem un motor de minte, un motor de cap, rațional, care judecă cifre, care judecă poziționare, care judecă avantaj strategic competitiv, care judecă sustenabilitate, care judecă alocare de resurse, pe ce resurse aloc și pe ce resurse nu aloc. Și asta trebuie să funcționeze perfect. După care am un motor de inimă, de dragoste, de empatie, pentru că lucrez cu oameni și pentru oameni. Și dacă nu reușesc să-i înțeleg la nivel empatic, și nu pot să fake chestia asta, nu pot să mă prefac, trebuie să înțeleg pe bune ce îi face pe oameni să se miște. Și asta nu pot să o fac decât încercând să le fiu aproape. Indiferent că vorbim de clienți, sau vorbim de angajați, sau vorbim de colaboratori, furnizori și așa mai departe. Dar acolo, nivelul ăsta de înțelegere emoțională este esențial. Și degeaba am super gândirea structurată și super emoția dacă stau și scriu eseuri. În business, noi trebuie să facem acțiune. Acțiunea produce rezultate. Deci, minte, inimă și acțiune e ce ne trebuie ca să facem business-uri mai bune. Nu fără greșeli. Dar cu greșeli, dacă se poate, din ce în ce mai istețe. Atât am rezolvat povestea. Să facem după părerea ta și după experiența ta de director executiv la Centrul Medical Unirea. Directorii, ce pregătire trebuie să aibă? Trebuie să fie manager bun sau trebuie să fie doctor bun? Un director de spital. Wow, ce mișto de întrebare. Ok. Dezastru. Trebuie să fie un mix. Dar trebuie să fie un mix nu fiecare individual, ci e ca echipă. Ceea ce înseamnă că cu cât o echipă, cu cât o prăvălie mai mare, cu atât nu se mai poate baza pe conducere individuală. Și trebuie o conducere colectivă în care sunt mai multe capete acolo care tranzacționează între ei, până la urmă, niște emoții, niște sentimente și niște convingeri. Și e foarte clar că ai nevoie de un motor material, cum ziceam, motor material care să producă bani și că unii au mușchiul ăsta, alții nu au. Ai nevoie de un motor științific, medical, de valoare, de resurse, care trebuie să funcționeze acolo, că despre asta este ce se întâmplă acolo. Ai nevoie de un motor de comunicare, de un motor de marketing, de un motor de relații care se bazează pe inimă și care face lucruri și ai nevoie să le pui pe toate în angrenaj, adică hai toți, acum, facem, știi? Și asta mi se pare lucrul cel mai important dintre toate astea, pentru că tu angajezi niște competențe, dar le mai și formezi. Știi? Dacă ai ajuns cu business-ul la nivelul la care ai niște oameni care știu ceva, nu contează ce, în companie, aia poate să dea mai departe. Okay? Dar ce nu poți să modifici este atitudinea. Și vorbeam la un moment dat cu un mare antreprenor român, altul, așa, și care zicea așa, băi, îmi angajez managerii să aibă un nivel de energie mare și un nivel de optimism mare. Nivelul de optimism mare în sensul să fie dispus să încerce să facă lucruri, și să aibă energia
dacă s-au împiedicat să se ridice și să facă din nou și să muncească și să tragă și să vrea să facă chestia asta. Pentru că dacă eu angajez o mămâie bleagă care gândește bine, tot mămâie bleagă o să fie. Știi? Și eu n-am nevoie de chestia asta la mine în companie. Eu am nevoie de cineva care să inspire pe ceilalți prin ce? Prin forța exemplului. Știi? Și atunci angajez mai degrabă energie și optimism și predau cunoștințe. Acum asta vine cu un mic caveat. Să predau cunoștințe durează timp. Timp care este corelat cu câte cunoștințe am acumulat deja în companie și cu cât de isteață este materia primă a clientului. Adică ce zic eu, că pe lângă nivelele astea, în general, e foarte bine să ne angajăm oameni proști. Pe termen lung, o motivare de un manager procentual este de a-i oferi stipendii de toate naturile, salariu motivațional, vacanțe, nu știu, alte beneficii, sau participație în companie. Cum le-ai vedea? Vorbim pe termen lung. Ok. Eu cred că pe termen lung oamenii sunt foarte diferiți între ei și trebuie să vezi ce-l motivează pe omul ăla. Ce-l motivează pe omul ăla, ce vrea el, pentru că toți avem niște etape în viață în care vrem să demonstrăm să ne putem integra social, după care vrem să demonstrăm ca să facem o diferență, după care vrem să demonstrăm ca să lăsăm ceva în urmă. Știi? Și în etapele astea lucrurile funcționează diferit pentru oameni și oamenii în sine sunt motivați de lucruri diferite. Că unul are o nevoie de putere și ăla este motivat simplu de faptul că are autoritate. Altul e motivat de achievement. Vrea niște rezultate pe care să poată să-și pună pe CV. Altul e de affiliation. Vreau să fiu apropiat de oameni și apreciat de ei. Știi? Și atunci dacă încerci să faci chestia asta, în principiu trebuie să ai soluții diferite pentru oameni diferiți. Mai degrabă decât o soluție care e aceeași pentru toată lumea, pentru că așa mi se potrivește mie și celorlalți trei care suntem aici. Știi? Și atunci răspunsul asta este un strat de răspuns din experiența mea, și anume că trebuie să ai un nivel de customizare în care să poți să le dai oamenilor ce își doresc și te aliniezi cu ei. Un alt nivel este ok, indiferent ce fac oamenii, la un moment dat se mai și plictisesc. Știi? Și atunci, dacă eu sunt deja investit în treaba asta, okay, și am deja un procent încât să cred că este afacerea mea și să trag la ea ca atare, s-ar putea ca asta să funcționeze ca o barieră când vreau să mă mut în altă parte. Pentru că oricum o să fabulez despre faptul că vreau să mă mut în altă parte, dar este și despre ce pierd dacă mă mut dintr-o barcă într-alta. Nu doar despre ce câștig. Și atenție, dacă ne uităm la studiile iarăși psihologice pe oameni, oamenii sunt mai degrabă, deci suferă pentru pierderi decât se bucură pentru câștiguri. Oamenii sunt mai puțin dispuși să renunțe la ceva la care au câștigat decât să primească ceva similar care n-au câștigat încă, dar de o valoare similară. Cum povestea într-un slide un prieten de-al meu foarte mișto și mi-a arătat acolo. Două mere minus un măr este diferit de un măr. Dacă am două mere și mi-a cineva unul cu jafca, sunt foarte nefericit. Dacă am un măr pe care nu l-am avut, sunt foarte fericit. Okay? Deci asta e foarte interesant. Dacă reușim să construim acest vested interest care are o valoare, valoare pentru cine? Valoare pentru client. Cine e clientul? Managerul în cazul ăsta. Da? Ăla nu o să fie dispus să o schimbe. Da? Dar percepția asta de valoare nu e aceeași pentru toată lumea. Eu, experiența mea, pentru că la început am fost foarte democratic și ziceam, băi, cu cât dai o bază mai mare, mai largă de ownership pentru oameni în companie, pentru manageri în companie, cu atât ai mai bine interesele aliniate. Nu e așa. Sunt oameni pentru care chestia asta are valoare fix zero. Și dacă are valoare fix zero, că le-ai dat 0,5% din companie, probabil că nu trebuie să le dai niciodată nimic din companie. Soluția asta cu stock option, în care tu de fapt nu ai acțiuni, ci ai doar dreptul de a le cumpăra la un moment dat, dar și obligația de a le vinde dacă te cari, s-ar putea să fie o soluție mai bună, dar care nu dă același sentiment de ownership. Și o întrebare. Indiferent de natura business-ului care sunt reprezentate aici în sală, ce ți se pare mai important ca să poți să mergi înainte, să
să găsesc banii sau curajul și entuziasmul? Dacă ar fi să alegi sau nu știu, să fii nevoit să alegi. La principii promotoare, pentru că tot le-ai spus că e interes cumpare și să folosească elementul diferit. Ce e mai important, entuziasmul și curajul sau banii? Sunt lucruri care nu se pot cumpăra. Sunt o mulțime de lucruri care se pot face cu entuziasm pentru orice altceva decât bani. Ok? A, deci, răspunsul meu instinctiv la chestia asta este ceva care să genereze entuziasm. Atenție că e foarte greu de ținut entuziasm pe termen lung într-o chestie de business fără rezultatul măsurătorii business-ului, care înseamnă bani. Da? Deci asta mi se pare mai degrabă un factor de igienă care trebuie să vină și să livreze. Dacă eu am cea mai minunată idee de business, cea mai inovatoare, sunt foarte fericit cu ea, dar rămân o prăvălie de doi oameni forever and ever și nu scalez, asta poate să fie foarte drăguț pentru mine și să fiu în continuare foarte fericit cu asta, dar s-ar putea să nu creeze tracțiunea pe care mi-aș dori eu. Aia înseamnă și un motor de bani. Dar e mai degrabă pe... Și uite-te la modul cum se lansează toate prăvăliile, toate startup-urile, toți unicornii ăștia. Pornesc cu o gașcă de oameni entuziaști care n-au niciun leu. Mă rog, sau au... Și sunt dispuși să muncească neplătiți sau prost plătiți pentru o perioadă foarte lungă de timp. Ceea ce e valabil și pentru noi, când pornim ca antreprenori. Pornim pe venture-urile noi, mai degrabă cheltuind bani pe care i-am produs, decât făcând bani din secunda 1. Foarte puține business-uri și, în general, mai ales de consultanță fac bani din ziua 1. Ai spus mai devreme despre un om care pleacă dintr-o companie pe aceeași bani către altă companie. Nu cred că oamenii părăsesc companii, oamenii părăsesc alți oameni. Și vreau să știu care este părerea ta despre piața muncii din România. Și ce sfat le-ai da acelor oameni care se plâng că investesc în oameni și aceia le pleacă? Sau investesc în oameni și fac o investiție decisivă? Da, e o investiție decisivă. Deci n-am niciun alt comentariu, asta este regula jocului. Asta este regula jocului într-o piață a muncii în care pentru fiecare doi oameni care ies la pensie din cauza demografiei și emigrației, doar unul intră în câmpul muncii, înseamnă că, spre deosebire de cam orice altă țară europeană, mă rog, cu niște excepții tot de prin Est, un tânăr de 25 de ani are luxul de a alege unde să lucreze, mai degrabă decât problema de a-și găsi un loc de muncă unde e nefericit. Ceea ce înseamnă că noi, ca angajatori, trebuie să ne pliem mai degrabă pe acest tip de piață a muncii și să facem ce? Să-i tratăm pe oamenii ăștia ca niște clienți, cum și sunt, și să vedem oferta noastră de servicii, serviciul pe care îl oferim fiind serviciu, fiind jobul, fiind experiența pe care o au la job, să fie valoroasă pentru ei în timp ce e valoroasă și pentru mine. Ok? Treaba mea nu este să-i fac pe ăștia proști și neangajabili de către alții, că atunci sunt proști și pentru mine. Treaba mea este să-i fac buni și angajabili și de către alții și apropiați de mine, ca atunci când au într-adevăr o ofertă mai scumpă din altă parte, să vină și să zică, cum ziceam, șeful, avem o problemă. Și tu să-i zici, bă, dar n-am cum să-ți dau cu 30% în plus, că n-am de unde. Hai că-ți dau 10% acum și mai vorbim la anul nou, la evaluare. Ok? Cam aia e discuția. Dar îți dorești să ai discuția aia, așa, cu el, știi? Și să ții în continuare aproape prin toate celelalte mijloace de motivare. Acum, de ce sfatul, cel puțin din datele oficiale prezentate de INS, la nivelul șomajului în România, atâta cât e 4,5%, 25% sunt tineri cu vârsta între 20 și 25% din persoane, tineri cu vârsta între 20 și 25 de ani. La nivel de 20-25 de ani, eu cred că sunt foarte mulți care nu-și caută de lucru încă. Pentru că sunt încă pe banii părinților sau fac joburi plătite la negru, pentru că n-au simțit încă nevoia de o structură, pentru că interesează doar mica ciupeală. Deci, sau sunt plecați, dar sunt plecați neoficial și sunt înregistrați cu domiciliu în țară, în vreme ce ei muncesc deja în străinătate. Eu n-am neapărat încredere, adică întotdeauna când văd o chestiune, mă gândesc, există niște explicații alternative
Pentru că mă uit la populație, la oamenii pe care îi cunosc eu, din grupa aia de vârstă. Cine vrea să muncească, muncește. Cine nu, face diverse alte lucruri. Și sunt mulți care fac diverse alte lucruri fără să aibă un job formal. Adică piața gri, să-i spune. Piața gri, piața de joburi temporare, piața de încerc, eu sunt, nu știu, digital marketing agent și am două colaborări cu așa. Piața de internship-uri, pentru că oamenii își caută de lucru pe termen mediu ca să vadă ce vor să facă pe termen mai lung. Știi, deci sunt o mulțime de lucruri acolo care nu te bagă automat în piața muncii, știi? Dar tu nici complet lipsit de venituri nu ești. Tot pe subiectul, nu e o greșeală că, în general, companiile nu se gândesc la aceste generații, adică să se adapteze cultura, pentru că tu nu e considerare nici că clienți, dar trebuie să gândești deja business-ul să creezi o legătură cu ei. Eu cred așa că dacă ești un business mic, dacă ești un business mic și ai niște zeci de angajați, Da, eu cred că dacă dacă ai un business mic de niște zeci de angajați, discuția este personală, punctuală, pentru că știi oricum pe toți după numele mic. Știi? Dacă ajungi să fii un angajator mai mare, atunci începi să spui probleme. Cum angajezi mileniali? Cum îi motivezi pe ăștia? Cum angajezi generația Z? Și așa mai departe. Și începi să faci, ce faci? Employee personas și să vezi care sunt chestiile pe care trebuie să le comunici cu ei, pe ce canale, ca să poți să le dai valoare și așa mai departe. Din fericire pentru noi ăștia care avem organizații mai mici, sau care, așa, problema e doar personală. Da? Deci problema în startup-uri, în companii antreprenoriale mici, este o problemă personală. Am nevoie de 2, 3, 5, 7 din ăștia mici sau mă bazez pe ăilați? Problema e că în momentul în care mă bazez pe ăia care sunt mai maturi pentru că sunt mai stabili și mai statornici, problema pe care o am este că pierd contactul cu ăștia tineri. Știi? Pierd contactul de inovație, contactul de idei noi, contactul de pasiune, de entuziasm. Știi? Și cumva, știi, toate studiile arată că forța de muncă cea mai bună e aia diversă. Știi? În care trebuie să ai și bărbați și femei și tineri și vârstnici și înțelegi, știi? Pentru că acolo apar niște microtensiuni care generează inovație și care generează idei și care generează entuziasm și așa mai departe. Microtensiuni care pot fi și invers. Nu neapărat chestia. Dar nu neapărat inovație. Nu e inovație, deci poate să fie și destructivă pe asta. Poate să fie și destructivă, dar destructivă sunt altele. Destructive, în general, sunt acolo unde îți... destructive sunt acolo unde ajungi la conflict. Știi? Există... contradicțiile, în general, sunt benefice. Pentru că dacă toți gândim la fel, nu suntem atenți la ce vine din spate. Știi? Dar contradicțiile sunt alea în care noi stăm de vorbă, discutăm, ajungem la o concluzie sau nu ajungem la o concluzie, dar mergem mai departe. Pentru că cineva totuși are putere de decizie, știi? Și asta e ok. În momentul în care ne fragmentăm, știi? Și în momentul în care da șeful înseamnă altceva decât da, atunci fragmentarea devine destructivă. Oare există un studiu la nivel de România pentru cei 4,5 milioane, cel puțin statistica l-au plecat de acolo, care este proporția între cei care sunt nemulțumiți, să spun, de veniturile imediate sau pe termenul și cei care, să spun, au plecat din cauza unui sistem, macro sau micro? Nu există, din ce știu eu, niciun studiu real, etnografic, pe diaspora care să facă analiza asta. Pot doar să văd niște lucruri. Și anume că migrația continuă, deși în momentul ăsta ofertele de angajare pentru un tânăr dintr-o comună din județul Sălaj poate să fie similare în Cluj sau în Palermo. Știi? Din punct de vedere al plății, dar în mod sigur din punct de vedere al disposable income. Dar e o chestiune de, hai să zicem, de validare socială, care zice în continuare că în satul lor, ăia care au vrut să facă, au fost oameni de acțiune și au vrut să facă ceva cu viața lor, s-au dus la Palermo, nu la Cluj. Știi?
deja sunt o mulțime de meserii în care dacă te pricepi cât de cât, și cât de cât înseamnă câțiva ani de experiență, nu 20 de ani de experiență, ești mai bine plătit în marile orașe din România decât în micile orașe din Occident. Știi? Deci cred cumva că este românii măsurați au o capacitate proastă de a lucra în echipe. O capra vecinului care trebuie să moară, destul de vizibilă în psihologia noastră colectivă. Și faptul ăsta că lucrăm prost în echipe ne împinge să vrem să lucrăm în echipe cu străini mai mult decât vrem să lucrăm în echipe cu români. Știi? Și să căutăm, și asta e valabil și în multinaționalele din București și la oamenii care pleacă din țară, să lucrăm, să căutăm colegi de lucru neromâni. Da? E nasol. E nasol, dar n-am, asta e ce constat, n-am o soluție. Sunt zone în care se poate, sunt zone în care nu se poate. Da. Din păcate, în asta foarte puțin se poate. Se poate. Puțin. Se poate, eu am constatat în meseriile în care se poate, dacă ți-aduci un angajat sau doi angajați străini, deci din altă cultură, calitatea muncii crește la toți. Am exemple exact în care l-au exclus. Da. Ca investitori în acest domeniu de business, de spa, la cine se te poți aștepta să vină un sprijin lângă tine pentru fericirea și a clienților și a personalului? Și în ce ar putea consta acest sprijin? Avem o speranță sau e babiluta fiecăruia cu fiecare, cu fiecare? Eu sunt de părere că la nimeni. Adică eu am un scepticism robust. Că nu trebuie să te bazezi pe sprijinul. Ca în echipă, măcar în cadrul organizația este a noastră, eu zic că e benefică după mine. E benefic să schimbați experiențe și e benefic să faceți proiecte comune. Dar sprijinul poate să vie decât de la tine, să nu? Faceți proiecte comune. Dar proiecte comune, atenție că noastră sunteți proiecte comune între companii care seamănă. Atenție că sunt aici unele companii care au alt profil decât altele. Da? Și eu văd o colaborare foarte bună între balneo și spa și wellness și meditație și programe, adică tot continuumul ăla de experiențe care pornesc de la experiențe senzoriale și merg până la experiențe spirituale. Că ce vindeți? Vindeți experiențe unor clienți, ăla se poate construi, dar nu se poate construi doar de baze materiale similare, ci acolo unde serviciile alea sunt complementare și servesc aceiași clienți. Acum, ce poți să faci între cei care au baze materiale complementare? Poți să faci inițiative de comunicare la nivel de industrie, care să facă industria asta mai atractivă pentru clienți care au mai mulți bani, ca să putem să creștem cu toți prețurile. N-ați auzit de la mine chestia asta. Nu, că e oficiu acolo. Exact. Nu. Dar trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că toate zonele mai dezvoltate nu s-au născut dezvoltate mai așa. Și s-au bazat pe faptul că acolo a existat o concurență care a fost suficient de sănătoasă încât prin colaborarea dintre membrii comunității să crească calitatea infrastructurii. Da? Și odată crescută calitatea infrastructurii materiale și umane, prețuri mai mari, profituri mai mari, investiții mai mari și tot așa. Și necazuri mai mari. Și întrebarea ne oblim acum. Care este sau care sunt riscurile sectorului? Nu știu cât ai aprofundat. Nu sunt un expert în sector. Nu sunt un expert în sector. Dar aici ați punctat foarte bine că există un risc de reglementare pe resurse care poate să vă lovească. Există un risc de reglementare în principiu pe tot ce înseamnă, dacă poate să fie și o oportunitate, pe tot ce înseamnă industria de turism. Există niște riscuri politice. Pur și simplu nu te duci în anumite zone că nu e aerul destul de mișto respirabil. Te duci în alte zone pentru că e mișto. Și e ploaie continuu. Și e ploaie continuu. Da. Acum 6 ani, în fiecare zi anunțau la meteo că plouă pe litoral. Nu mai avem curaj să pleci într-un weekend să zici că ploua, dar nu ploua. Da. Așa. Ne ajutau foarte mult. Asta o rezolvi întotdeauna numai prin diversificare. Da, la nivel de business. Adică, în principiu, ar putea doar dacă te diversifici. Dar nu e cazul la voi, e foarte greu. Foarte grea diversificarea, pentru că ești focusat pe o resursă care e geografic limitată la România. Și n-am ajuns încă să facem lanțuri internaționale originate din România care să aibă prezență în 7 locații. Unde
Scuze. De ce crezi că... Scuze, avea domnișoara înainte. Unde situezi marketingul în business-ul de strategie? Ca și concept sau un departament care creează? Ok. Marketingul este un instrument de manipulare a percepțiilor. Și o spun cu toată dragostea și toată considerația. Marketingul încearcă... Deci noi nu suntem clienți consumatori pe baza unor criterii obiective, ci pe baza unei percepții. Percepția noastră este un amestec de... Customer Empathy Map, ce am arătat mai devreme. Ce vedem la alții în gura... Ce auzim de la alții în gura cărora ne băgăm urechea, ce vedem noi, da? Și în structura aia, ce concepte se creează în mintea noastră. Marketingul este esențial, pentru că tu poți să muți percepția asupra ce faci, adresând câteva concernuri, adresând câteva problemuțe și aterizând câteva aspirații. Nu foarte mult. Dacă muți poziționarea cu marketing la o distanță un pic prea mare față de realitate, s-a dus naibii, s-a dus în bălării, știi? Dar un pic acolo, în zona în care marketingul funcționează, tu poți să muți percepția și în afară de faptul că poți să muți percepția, să-ți creezi audiență. Pentru că, iarăși, noi ca în calitate de consumatori, în principiu avem nevoie de trei surse de informare care să ne valideze o ofertă încât să o cumpărăm. Și una este pe canalul de marketing ăla vizibil pentru toată lumea. Al doilea e un canal personal, un prieten care îmi zice, da, a fost superb. Ok? Așa? Și al treilea este un eventual influencer. Deci cineva dintr-o o persoană de autoritate pe care nu o cunosc personal, dar care spune, băi, e foarte mișto chestia aia. Ok. Și aici mai ales sunt toate lucrurile care apar noi în piață, în zona asta de wellness. E foarte importantă persoana aia de autoritate care spune că... Și asta, da, se construiesc cu bugete. Poți spune asta? Ce? Bugete, te rog. Da, da, se construiesc cu bugete. Deoarece costă bani. Ok. Și mai o chestie interesantă, apropo, hai să-ți dau atunci plus pe buget. Se construiesc cu bani și cu un plan pe termen lung. Adică nu poți să muți o percepție sistematic dacă tu schimbi ce vrei să comunici la fiecare două luni. Doesn't work like that. Trebuie să ai un plan care să mută progresiv zona aia pe traseul pe care tu știi că o să faci pașii ăia de dezvoltare ulterior. De ce crezi că sectorul acesta, cum spuneam la început, nu a atras investiții străine? Acest sector, mi se pare că foarte greu și de străini au putut avea acces la zona asta de palmelor. Cred că te contrasic aici. Poate că vreau să crezi un personaj mai deschid, dar mi se pare că inclusiv povestea acelor de la Danube Sovar a fost o poveste deci, de lăsați-o pe singur. E singurul caz e singur. În România. Okay. Și acolo au nevoie de susținere ca să intervin. Pot să răspund la întrebare? Da. Mă iertați că m-am De fapt, când doi dintre dumneavoastră vor vândut, contract de vânzare, către două firme, două lanțuri străine mari, industria se va schimba radical. Pentru că intri într-un tumult de suprainvestiție care îi scoate din piață pe aia care nu țin pasul. Sau îi marginalizează în piață pe aia care nu țin pasul. Cum s-a întâmplat chestia asta în servicii medicale? Că eu eram la CMU și cine mai era acolo în piață? Lider de piață era Medicover la momentul respectiv și mai era MedLife, care mai mișca ceva în industria asta. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat așa, că într-o bună zi MedLife a avut acces la o clădire foarte mare pe care a făcut-o spital în Grivița. Ok? A avut acces, hai să zicem, netransparent. Adică nu era ceva care, ok, puteai să cumperi clădiri vechi de pe Grivița în concesiune de la stat, toate. Ok? Bun. Ce s-a întâmplat în momentul ăla? Centrul Medical Unirea, care era o companie... Ce a făcut Medicover? Medicover n-a făcut nimic. Pentru că Medicover făcea ce făcea și în Polonia și zicea că o să fie bine că facem exact ca în Polonia. Ok?
Centrul Medical Unirea Viitorul Regina Maria, la care eram eu în momentul ăla, a zis: auleu, ăștia au făcut spital, avem bani de spital? Nu. Ce facem? Spital trebuie să facem. Am făcut un spital mic, 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 ca să câștigăm niște timp, după care am luat o investiție de private equity, de la un fond de investiții, cu o dimensiune a investiției suficient de mare, încât să putem să facem un spital mai șmecher decât al lui MedLife. Că asta era regula jocului. Ce a făcut MedLife? A luat alt fond de investiții, care a venit să supraliciteze și să mărească investiția și mai mare. Ok? Ce a făcut Regina Maria? Că între timp devenise Regina Maria, a luat alt fond de investiții mai mare și a început să accelereze cursa asta a investițiilor, încât în momentul ăsta Medicover e o chestie mult mai mică. Dar ăștia doi care au forțat pe investiții străine și unii și alții, s-au ridicat cu o ofertă de servicii mult mai amplă și mai bogată în raport cu toți ceilalți. Deci, când ne uităm la investițiile străine, trebuie să înțelegem mai degrabă mecanismul pe care ajung ele. Trebuie să existe o oportunitate, o oportunitate care nu este din asta speculativă de a noastră antreprenorială. Las că mă bag eu acolo, cunosc pe niște oameni, rezolv cu autoritățile locale, știi? Nu. Trebuie să fie ceva structurat, care funcționează la fel și aici, și în Piemont, și în Bavaria, ok? În momentul în care am găsit oportunitatea aia și în principiu am cumpărat-o și am dat bani pe ea, încep să o exploatez. Dacă sunt doi care ajung să o exploateze în același timp, se schimbă regula jocului. Pentru că forțează o bătălie din asta de resurse, în care cine nu participă în structură, e lăsat în afară. Și în același timp transformă și piața. Transformă piața. Nu numai pe ei. Transformă piața. Asta zic și eu. Și măresc volumul de clienți. Asta zic și eu. Deci cel mai câștigat din, și acum fac o premoniție, cel mai câștigat o să fie al doilea care face mișcarea din piață. Dacă un investitor vrea să atragă în business-ul său un business angel sau un fond de investiții, care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le considerăm? Să-și facă business-ul independent de persoana proprie, adică să funcționeze ca o companie cu un management din ăla care se comportă ca un management occidental și arată ca un management occidental. Deci aia e, okay? Și aici nu vorbesc de business angel, vorbesc de fonduri mari de investiții, pentru că dumneavoastră aveți, în general, business-uri cu o valoare mare. Adică, nu zic neapărat că sunt mari, dar cu o valoare mare, cu sume semnificative, care nu sunt pentru angels, sunt pentru structuri investiționale mai mari. Și trebuie să vă asigurați că faceți două lucruri. Creștere și profit. Pentru că oamenii cumpără creștere și profit. Și cum se schimbă modelul de business după intrarea unui fond de investiții? Se schimbă? Se schimbă. Modelul de business se schimbă în sensul în care devii mai mult sau mai puțin nouă corporație occidentală. Și nu devii peste noapte, dar e un proces de câțiva ani în care brusc toate lucrurile alea de care tu nu ai nevoie ca antreprenor încep să apară. Știi? Departament de controlling, departament de compliance, departament de government relationship, dacă am vreo relație cu autoritățile în care... Așa. Da? Deci toate structurile alea, un CFO sofisticat care are ACCA și care, știi, aia este o structură de management. Asta e o chestie foarte interesantă, pentru că toți trecem, asta e, mă rog, eu mă ocup de chestia asta cu crescut afacerile și sunt mai multe lucruri, sunt o mulțime de lucruri pe care nu le-am vorbit azi. În general, alea sofisticate nu le-am vorbit azi, numai pe alea superficiale le-am vorbit azi. Dar un lucru sofisticat și de care s-ar putea să fiți la curent este faptul că companiile când cresc, ele cresc în salturi. Ele nu cresc liniar. La un moment dat ajungi la un nivel la care nu mai poți cu infrastructura pe care o ai și trebuie să schimbi infrastructura. Și infrastructura poate să însemne sisteme, ERP, nu știu ce, poate să însemne infrastructură fizică care trebuie construită, poate să însemne infrastructură de management. Că eram eu singur marele patron și aveam numai subordonați, dar la un moment dat trebuie să angajezi manager de manageri în subordine, dacă compania crește. Toate astea sunt niște cheltuieli / investiții care îți cresc baza de costuri și pe care nu poți să le absorbi decât dacă muți în același timp oferta la un nivel de profitabilitate mai mare ca să poți să absorbi creșterea de costuri fixe. Okay? Și asta e în general ceva ce trebuie să manageuiești, să conduci cu fonduri
pentru că vrei să faci investiția aia, să treci la nivelul următor de infrastructură, fără să fii nevoit să acumulezi pentru asta ani de zile profit, știi? Și n-ai destule resurse ca să o faci numai din credit bancar. Că știm care sunt limitele creditului pe care poți să-l iei de la bancă, da? Dar e o chestiune de aplicare a strategiei. De, hai să... Cât ai aplicat pe atragerea de resurse din fonduri europene? Ai o implicare? Nu. Nu mă pricep. Poziția mea în legătură cu chestia asta este dacă aveți acces la bani gratis, luați-i. Bine, asta e filozofie mare. Da. Ok, care... da. Scuze. Care ar fi cea mai bună strategie pentru implementarea unui program specific de prevenție pe un diagnostic? Cu cât timp înainte a trebuit pregătit? Care ar fi pașii? Despre ce vorbim? Medical? Da, medical. Ok. Am întâlnit, e foarte interesantă întrebarea, aici e o luptă, e o cursă contra cronometru în care fiecare vrea să livreze mai mult timp la chestia asta. Ce mi se pare în zona de tehnologie care putea să producă valoare în perioada următoare sunt diagnosticele astea genetice, oncogenetice. Am întâlnit un medic acum vreo 2 săptămâni, este șeful catedrii de oncologie de la Universitatea din Varșovia, care a creat o metodologie prin care reduce costul unui diagnostic din ăsta genetic pentru 30 și nu știu cât de mutații oncologi, așa, de la vreo 1000 de euro la 140 de euro. Indiferent dacă lui reușește povestea, deocamdată n-are decât vreo 20.000 de pacienți cărora le-a administrat testul, știi? Dar indiferent dacă lui îi merge sau nu-i merge, ce mă aștept este la această democratizare a testelor genetice care să ne spună către ce suntem predispuși. Știi? Pentru că, mai ales în zona asta de oncologie, știm că sunt niște mutații genetice și că nu toate lucrurile pe care noi le punem în categoria de, cancer mamar, sunt aceeași boală. Sunt vreo 50 de boli diferite, știi? Care toate au tratamente diferite. Și dacă ai diagnosticul genetic, abordezi tema asta mai din timp și știi ce trebuie să faci. Dar asta aduce cu sine niște riscuri. Adică? De exemplu, avortul. Care, în momentul în care e expus la gravidie, e expus la naște un copil cu sindromul Down, da. Riscul este să-l scape de el. Da. Da. N-am nicio autoritate să comentez că da sau că ba. Recunosc că există această chestie. Vă întreb. Nu ziceam nimic. Dacă intră un fond de investiții, viziunea și valorile firmei pot suferi transformări? Absolut. Se pot întâmpla și erori fundamentale, by the way. Adică sunt foarte multe fonduri de investiții care privesc foarte mecanicist financiar intervenția. Știi? Și dacă tu ai o companie care e foarte dependentă de un anumit tip de cultură, care se bate eventual cap în cap cu schema asta mecanicist-financiară de producere de valoare, care se face într-un anume fel, adică restructurezi compania printr-o maximizare a profitului, a excelenței operaționale, prin maximizarea împrumutului pe care poți să-l obții de la bancă după ce ai maximizat profitul, maximizarea împrumutului ăla îți induce un anumit tip de tensiuni în... pentru că schimbi structura de finanțare a companiei cu credite mult mai mari. În fine, deci faci toate chestiile aia pe care trebuie să le faci. Asta creează o cultură un pic mai rece și mai rapace. Dacă business-ul tău nu se potrivește pe chestia asta, s-ar putea să ai o problemă. Știi? Trebuie să mă retrag. Prea mult deja. Da, val. Depășitoare. Exact. Deci, cum e aia cu cenușăreasa, trebuie să urce în caleașcă înainte să transforme în bostan. Și pentru mine asta se întâmplă acum. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Mulțumesc foarte mult, Ana. A fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și vă las să construiți o industrie
balneo și de spa mai mișto în țara asta. Că sunt și eu printre beneficiari. Dar asta e fără cum. Există asta.